Proaspăt campioana a României la fotbal, Astra Giurgiu deja se pregătește pentru sezonul viitor. Elevii lui Maru și Mudică încercând să facă totul pentru a forța o calificare în grupele UEFA Champions League. O altă variantă pentru Astra este accesul în grupele Europa League, dar pentru asta Giurgiu venii sunt obligați să treacă de turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Chiar și în cazul unui insucces, trupa lui și Șumudică va mai avea o șansă, pentru că va participa în play-off-ul Europa League. Oricare ar fi parcursul echipei, antrenorul Mariu Șumudic a pus la punct programul de pregătire al băieților și vrea ca echipa să fie bine pregătită chiar la startul viitorului sezon. Reunirea echipei este prevăzută peste o lună, respectiv luni 6 iunie, iar pe 16 iunie Astra va pleca în Slovenia, acolo unde va sta până pe 27 iunie. Vor urma două zile libere la București, apoi campioana va pleca în al doilea cantonament al verii, tot în Slovenia, în perioada 30 iunie-11 iulie. Momentan, conducerea astralilor nu a fixat programul amicalelor, dar este posibil ca giurgiuvenii să joace cu echipe ca Zilina, Omnia, Nicosia, Salzburg sau Copenhaga. Cât privește Supercupa României, aceasta este programată miercuri 13 iulie. Giurgiuvenii vor susține această partidă cu învingătoarea din Cupa României, finală ce va fi disputată de Dinamo și de CFR Cluj, marți 10 mai, de la orele 21 și 30 de minute.